Sper că ți-a plăcut. A fost tare să nu mă mai chem, că nu-mi place. Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou videoclip. Suntem aici cu Teo Zeo. Mă striga niște copii Teo Zeo, de la Bucușor. Bucușorul zice așa. S-a părut super amuzant. Astăzi o să ne jucăm cu aplicația aceea care măsoară nivelul decibelilor, pe care v-am arătat-o de-a lungul timpului, cu Bogdan. Și avem aici mai multe produse. Am ales de data asta niște pungi care știu eu că se desfac mai greu, sunt mai dificile, sunt mai una alta. Și mai avem și diferite chestii pe care o să le vedeți pe parcurs. Mai nenorocit. De asta zic să stați până la sfârșit, Teo, știi despre ce e vorba în mare parte, bănuiesc, nu? Da, da, mi-ai explicat. Asta e treaba, nu mai stăm la discuții că nu are sens, haideți să vedem cine se descurcă cel mai bine, cine o să fie cel mai silențios azi. Mamă, cred că nu eu. Tu oricum ai experiență, ești bagabond. Da, vezi că astea sunt diferite, sunt diferite. Am încercat să nu iau chestii, înțelegi? Da, normal. Păi și, practic pui telefonul pe masă și va sta telefonul între noi aici și tu trebuie să lucrezi aici deasupra lui cumva, pentru că microfonul ăsta de aici captează. Da, știu. Și cine scoate nivelul cel mai mic la decibeli, ăla va câștiga rulă. Hai să vedem. Având în vedere că ești invitat la mine aici frumos, aleg eu cu ce să începem. Și dacă vrei să fii primul sau să mă lași pe mine. Te las pe tine prima dată. Okay. Și începem cu astea mici. Ia. Invitatul mereu de 50 lei. Asta pari mei cum ar veni. Am înțeles. Pentru astea o să aduc imediat un pahar, că o să avem nevoie de pahar la produsele. Trebuie să le și turnăm un pahar, băi, ești nebun la cap. O să fii tare. Mamă. Nice. Fii atent, am adus aici și recipientele în care vom vărsa noi M&M's-urile. Se va termina probabil în momentul în care desfaci, ai turnat toate astea și ai pus capacul înapoi la pahar. Aha, aha. Și dai stop în înregistrare și vedem timpul ăsta, sunetul pe care scoți nivelul, da? Haide. Nu trebuie să vorbești și trebuie să zici nimic în timpul ăsta. În timpul în care eu lucrez, tu n-ai voie să faci gălăgii că... Că se detectează exact. Ăla. Exact, aha. Exact. Gata? Hai. 3, 2, 1... Păi și stai mă, care e duma? Și care face mai puțin? Mai puțin, mamă, dar vezi că a fost jale și vezi că nici n-ai închis ăsta bine. Unde mă, cum să fiu închis bine? Lumezi, mă speria. Băi, ăsta am reușit 109, mi se pare mult. Și am greșit-o. E mult, nu? Am greșit-o, da, la un moment dat. Bă, nu prea ai cum mai puțin, că se aude tare rău de tot gen. Da, trebuie să fii super silențios aici, depinde de tactica ta. Și poți să le iau în orice ordine vreau, adică nu e... Și nu e pe timp, e pur și simplu care nu face... Nu e pe timp, exact. Am înțeles. Îmi zici când ești pregătit ca să dau drumul la ăsta. Hai în momentul în care apăs, nu mai face nimeni nicio gălăgie, nimic, da? Dă-i. De zici, ăia din ultima bancă, mâncați aici gura ta. 97 și am avut 109. Și mă uitam când, în momentul în care râdeam noi, mă uitam să văd dacă depășești. Nu, n-a depășit. Nu l-am împrăcat cu nimic faptul că am râs noi aici. Dar efectiv am fost ăia din ultima bancă. Bă, ce tare. Caterin, prima rundă la tot eu, da. Nice. GG, frate, știi cum e? Ce e la mai bun să câștige până la urmă? Să nu fii supărat. Niciodată. Că poate reuși. Stai liniștit, puta mea, că vedem noi până la urmă. Hai să trecem mai departe, runda numărul 2. Cred că eram nu contează sigur. Culoarea, nu? Nu contează, frate, ce ai? Dar eram sigur că le alegi pe astea. Ai desfăcut punga, ai adus bake rolls aici, l-ai rupt în două, s-a încheiat runda. Aha. Așa funcționează, okay, da? Ok. 3, 2, 1...
82. Stop. 82. Bă, vezi că e greu că pungi. E greu până deschizi. Exact ce ziceam eu la începutul videoclipului, sunt pungi care se desfac foarte greu. Hai să văd domnul tău. Cum să fac eu oare? Hai că văd eu. Gata? Dă-i așa și văd eu ce fac. Cum ai scos pe ăsta? Băi, zic să scoată un background, să te ce-a scos el din punctul în cavaș gura voastră. Cât fac o să-i la ăsta? 83? Nu mai știu, o să-l opresc acum să ne uităm. Aoleu, dog, ai făcut mai puțin 85. Pula n-ai avut, bă. Diferență 3. Mic, rău, 3. Am uitat pe înregistrare acum. Ăsta. Cu 3? Da, frate, el a avut 82 și 85. Diferență Pare? Mică, diferență mică. Dar știi cum e, nu te descurajezi. Da, frate, se poate. Se poate, în viață poți să reușești dacă îți propui. Asta așa, că la început m-a luat pe mine în căruță. Păi, mai ai o de asta de baloane? Acolo nu, o să luăm dinăuntru și o să o spargem. Să-l umflăm și să-l spargem. Șmecherii la asta nu s-au din nimic. Și eu știu. Haide, hai ăsta, hai ăsta. Încep eu. Hai Teo, dă-i drumul la treabă că ți-a venit rândul. Aș. Și ai 5 și am făcut volumul ăsta. Eu zic că e puțin rău. E puțin. Dar am făcut volumul ăsta când îl ufla, când îl umflam. Vezi, face grege și nu îl umfli. Și când l-ai dezumflat n-a făcut rău? Că, ba, cred că aveam, fii atent, cred că aveam 64 când îl umflam și după am făcut 65 când am râs sau ceva de genul. Asta nu știu, e vina ta, frate, aici trebuie să te abții că... Păi tu m-ai făcut, frate. Eu te-am făcut sau hai să te gândi la sub braț. Cine, mă? Tu ăsta din spate. Cine, mă? Păi tu ți-o râs. Cu mine! Hai să-i dăm drumul. Haide. Bă, frate, m-a bătut la una. La un dar nu e corect pentru că tu m-ai făcut să râd atunci, de aia s-a făcut 65. Păi nu există așa ceva, tu trebuie să te abții indiferent. De ce nu m-ai făcut să râd acum? Păi după aia plângeai. Păi nu există așa ceva. Tu trebuie să ai tărie de caracter, să fii... Trebuie să-i bag direct cac în ăsta. Tare, trebuie să fii puternic, nu trebuie să râzi, trebuie să faci mic, asta e cele. Bă, la unu, nu-mi vine să cred că m-a bătut la unu. Deci nu-mi vine să cred. Nu știu, mă, tactici, la mărășești. Da, adevărul, na, e canalul tău, hai. Acum ai început clipul tău, început. Ideile tale. Gata, mă, numai. Dacă vrei badane să-i filmez, cred că eu nu mai vreau. Nu vreau să filmez eu, frate. Bă, trecem la următorul. Ma, pastele și mănânc. Le și mănânc și faci ce vrei tu cu ele. Avem aici câte o napolitană. Deschizi, ai adus aici, rupt în două, s-a terminat proba. Runda, da? Începe, da? Hai să vedem. Nu mai fă gălăgii, că îți rup urechile. Șaizeci doi nivelul maxim. Mamă, dar e cam trecută prin viață napolitana asta. A fost, e săracă. Oricum, cred că e expirat de vreo 3 ani, dar nu știu ce am impresia asta așa. Bă, dar tu taci din gură, tu n-auzi tu acolo, taci din gură, să lasă om în pace să joace singur. Acolo s-a deschis din prima. Hai bine. Garantez. Hai că văd. Bă. Ce vrei, mă? Deci tu ai 62, da? Hai, 62.
Avea 65, măi, eu făcut. Uite, a mea măcar arată mai bine, vezi? Frate, tu ai desfăcut tot zis acolo și trebuia doar la gură. Acolo și după aia să o tragi. Să scoți pe ea, să o tragi ca dintr-o huță, nu se dă ea până jos. El n-a înțeles tactica. L-a pus gol până jos. El nici măcar să treșeze, să treșeze. Primească niște sfaturi din astea așa la urmă, ai trecut prin viață. Era tutorial din ăsta, să vii la școală. Mă așteptam să mă bată, după ce ai zis tu. Academia IBM, ți-l cumpere ca să înveți. Băi, Teo, să-ți alegi de aici după masă, frate meu. Scoci. Scoci. Scoci-o, îi dăm aici, fii atent, trebuie să aduc o cutie și să dăm așa o bandă de jur împrejur. Avem aici cutia frumos, fii atent. Da, ăsta îl desfacem dinainte. Da, mă, da, îl desfacem dinainte fără niciun fel de problemă, nu e asta așa. Vezi că ai desfăcut aici, da? Cutia. O băgăm aici frumos. De aici, din partea de sus. Vii pe dedesubt și-l aduci iar înapoi în partea de sus și după aici se termină runda, ca să zic așa. Da, îi dai o tură de scoci. Da, dar poți să-l rupi scociul dinainte, nu? Și să-i dai după aia. Tu faci cum vrei. Faci cum vrei. Mă interesează. Dar trebuie să fie de jur împrejur. Da. Am înțeles. Pregătit? Ok. Aproape. Gata, ești pregătit? Îi dau drumul? Da, viața. Mamă, ce mă enervează că am văzut schema la final, ești nebun, nu mai pot. 75, terminam cu 75, dar mi-ai zis să dau tare și din 60 cât aveam am avut 75, tu ești nebun? Nu știu. Dar de ce te iei după el de spate? Nu știu, mă, că-s prost eu! Băi, efectiv las că mă răzbun eu. Efectiv nu înțeleg, eu stăteaș că uita tactic acolo. Ba, dar din spate știți cum era? Oricum am văzut schema, chiar am văzut schema. Bă, ia de-i. Nu știu, eu... 99, ești nebun la cap, că m-a luat. Să vezi ce-s fa, Bogdan. Nu știu nimic, a fost la greu. Da? Da. Aha. Tu vezi că ai făcut 82 și te-ai chinuit? M-am chinuit. Bro, eu te băteam, terminat la 75 dacă voiam. Da, pui meu, fiate, da. Mă lași odată? Dacă ai urlat după aia ca nebunul. Mă lași odată? O, da, nu, nu, fiate, deci ăsta e punctul tău, dar mă lași odată să încerc ca să... Fiate, dacă scoți mai puțin decât mine, îți dau punctul. Dacă scoți mai puțin de 82, că el se dă cocoș acum. Bine, mai. Deci bine. Tu scoți mai... Rămânea, frate, la ăla, dacă nu urla el după aia. Fiate, nu că scot mai puțin de 82, dar scot 56. Aaaa, unul scoate. Hai, pe cât punem pariu, Bogdane, vină cu a. Bă. Pe cât punem pariu? Fă, mă, pariu, plătesc eu. Nu există 56, ești nebun? Fă, hai, fă-tu cu mine. Bă, un milion? Un milion. Bine, hai, hai. Mamă, mea. Lasă-mă cu 60. Bă, mă, cu 60? 60, da, 60. Frate, știi cât face? 79, minim. Hai, minim. Dă-i, dă-i. Hai. Stai așa, pregătești, punem asta aici. Aici a? Gata, mă, cum ai enervat, dar pe noi lui. Gata? Atât ai început și tu, gata, hai. Gata, hai. Mai dai o dată că ai făcut tu gălăgie. Gata, mă, naha. Și liniște. Bă, stai, mă, făcusem eu la un moment dat o schemă și chiar mergea să mor eu dacă termin danule. Deci aveai 64, nu la mână, ai datorii la mine un milion din start, ca să înțelegem cum stăm. Aveai, da, 64 aici mai înainte să vorbești tu. Și el, ce că face el sub? Acum are, păi, pentru că găsisem să mor, bă, Bogdan. Mergea o schemă fără să te audă. Păi acum dau așa. A nebunit cutia asta de scoci, nu mai înțeleg. Incredibil, bă, frate. Nu există, bă, eu știu ce vrei tu să faci. Bă, deci mergea dacă puneai degetul, mergea să-l tragi fără să ăla, dar oricum mai puțin decât tine tot scoteam. Da, nu știu. Ia. Că... Sunt mai vilan. Oricum, cât e scorul? 3-1? 3-1, 3-1. Haide, revin oricum. Dacă te bat, mă, îmi dai 200 de lei înapoi? Nu. Băi, ce e, mâine, nu-i minciună, stai așa. Hai, bine. Stai așa, că stai.
Hai, nu știu ce am cumpărat chestia asta. Până la aia o să ne jucăm cu vuvuzelele astea aniversare. Ia. Fiecare câte o vuvuzea din asta așa frumos. Nu știu exact cum se numește, nu jurați acolo comentarii. Ea trebuie să ajungă întinsă de tot, da? Uite, derulat așa. Aici, joapul. Deci la complet, complet. Complet, complet. Nu așa să steau alea că așa. Aha, aha. Complet, complet. Ok, și ok, ok. Faci liniște, da? Zut! Hai, gata, gata. Hai. Direct în timpul meu a intrat ăsta, stai. De-i. Era nu merge mai, complet. Nu mai... Da. Da, 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 da. Rămâne întors. Da, ăla rămâne întors. Deci, ok, am înțeles. 69, da? Cifra ta preferată. Număr corespunzător. Așa. Gata? Haide. Bă, de când eram mic și trebuia să mă la școală, eu când trebuie să fac liniște oriunde sau e ceva serios, îmi vine să râd rău de tot. Rău de tot. Deci nu vine să cred. Mai de dat. De câte ori. Gata, hai. Stai, stai că am făcut o gălăgie. Știi că nu faci gălăgii dacă miști mâna, nu? Ai văzut și făcea mâna la gură, că... Ia, Teo. Oric te miști așa sau mai hau, nu-i... Ia. Gata? Da. Mai lasă-mă, da? Ia, stai așa. Îmi zici când ești pregătit, gata? Da, mă, da. Creu rău. Bă, 81, bă, 81, nu se crede, e mult, dacă mă întreb pe mine, e mult. 81 față de 69, ușor te îndresc, nu, că acum nu înregistrează, acum înregistrează. Tot făcut, răsat. Da, mă, bravo, tot te bat oricum. Bă, ce bine începusem, bă, frate. Cum? Ai început cu 1-0, îmi zici că mai conți vreo 3-0. Păi da, de începusem bine, nu cu punct luat. Da, trebuia să te menții, dar n-am ce să mai zic. E mai greu decât pare, mult mai greu, no? Decât când te uiți. Da. Ai impresia că, bă, eu aș face mai puțin din spatele, uitându-te la noi, știi? Da, nu, bă, aș face mai puțin, mamă, ce cât tare și așa, dar nu e chiar așa. Cu, vreți să ne jucăm cu ăsta acum? Haide, care-i schema cu ăsta? Cu ăsta trebuie să-l strângi o dată. Trebuie să facă gălăgie ăsta. Important, că poți să-l strângi, de exemplu, dacă nu-l apeși pe ăla, nu faci, vezi? Aha. Dacă le-i dai drumul corespunzător. Deci trebuie să facă sunet sau nu? Da. Trebuie să facă sunet. Oricât de mic, de ce îl poți facă și? Ai înțeles? Da. O chestie mică, nu trebuie să facă. Oricum, important este să audă ceva, da? Pregătit? Da. Hai, 3, 2, 1. Și aici nou. Trebuia să se audă sunetul ăsta de găină. Și... Hai să vedem. Ia. Spargă-s-te. Bă, nu așa l-am bătut. Spargă-s-te aici, lasă-o-n Doamne, iartă-mă, cu 2, cu 1, cu 3. Numai așa te-am bătut, mă jur. 1, 2, 3 puncte din astea, diferență de nivelul ăsta de decibel. Ia fii atent. Bă, ești prost, avea 39 sunetul ăsta mic pe care l-ai dat, da, știi cum e acum. Nu merge cu revanșă cu din astea cu hai mai. Mamă, ce ușor era ăsta. Da, mă, când te grăbești, ai impresia că poți, dar nu e chiar așa. Chiar nu este chiar așa. Da. Fii atent, avem aici câte două ape din astea cu întuneric. Trebuie să desfaci, e simplu, da?
După ce ai desfăcut-o, după ce iei dopul de aici, da, s-a terminat... A, atâta? Da, atâta. Ok. Atâta. Pare asta depinde foarte mult dacă au fost agitate sau nu. Deci dar n-au fost agitate. Și de... da, acum când a desfăcut direct în da. Liniște. Bun, 50. Vezi că m-a tremurat ăla că... și m-a enervat că m-a pungit încheietura. Mi s-a părut că aveam impresia că duce mai sus decât nivelul la care trebuia. Ia să... deci, practic, secretul, având în vedere că noi pe timp, este miște încet, frate, să nu te grăbești. Cum? Dar eu l-a scos, nu mai avea răbdare. Am dat cu el. Gata? Ia zi viața mea, te-ai mișcat încet sau cum te-ai mișcat, că nu-mi dați, l-am distrus, mă. Păi avea 71 și un ard, adică n-a terminat asta, nu l-a desfăcut de tot. Dar ce ai făcut? Și care te... fii atent, el a zis la început, dacă ați fost voi atenți, că practic trebuie să fii doar să te miști încet, nu trebuie să faci nimic altceva. Nu știu dacă te-ai uitat la mine cu atenție, ideea este că dacă eu încep runda, tu ai avantaj, că tu vezi ce fac eu și ce-i greșit și ce-i bine. Când oprești, când urcă ăla. Și ce am făcut eu, dar el nu s-a uitat? Eu am ținut în permanență mâna pe aici, pe unde ies, am strâns aici, pe unde ies acidul, ai înțeles? Și mai este un pam din sunet. Am înțeles, am înțeles. Deci nu era tocmai, dar eu te-am lăsat, n-am putut să zic, era... Normal, vreau normal. Vreau să mă joc. Haide! Fii atent, dacă sunt semințe, ca tot românul, ai spart o sămânță și cam aia e, acolo se oprește, aha, da? Aha. Hai să vedem. La treabă, tu ești primul. Eu sunt primul, da, aici. Stop, 63. Cum ți se pare scorul? Nu, foarte bun. Nu foarte bun? Ție? Bunicel. Nu vreau să mă pronunț, e bunicel. Gata? Hai să vedem dacă reușesc să scot un timp mai bun. Pe asta mai la distanță cu punga. Eu, mă! L-am văzut! Asta mai asta la distanță cu punga. Îți captează la un anumit perimetru. Adică ori, dacă aș sta aici sau aici, e același... Nu cred! Bă! Ia, fă test! Mamă, cu ce să-i fac eu? 71. 67. Vezi? Dar nu am stat departe. Oricum, a profitat de mine că nu am știut challenge-ul și aia a fost. Da, viața mea, aia. Nu mă glumim. Bă, oricum, asta. Challenge-ul ăsta l-am făcut pe 1.000.000 de euro. La sfârșit cine pierde aia, da, știți cum e. Forță. Da. Trebuie să facă plata omul, acum n-am ce. Hai, să fac. Hai, pule, tu ești prima, acum cu ce buc. Bă, aici... Altul e strâmb, atâta vreau să zic. Nu mai contează, strâmb drept. Aici, eu oricum mă chinui să deschid ăsta și fără challenge, și fără nimic, gen. Gata? Da. Fă simplu, 65, simplu, mi s-a părut. Mă, dar... A mers bine, nu? Ce? Foarte bine. Au făcut ăștia ambalajele mai ușor de desfăcut? E foarte posibil. Eu când eram, mă chinuiam, Doamne, cât mă chinuiam, da. La un moment dat îl rupeam de sus și îl scoteam pe aici. Da, 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 exact, exact, exact. Hai să te văd, 65, da?
Bun, bun, 59 față de 65, bun. Bun. Oricum, nu, nu mă descurcam, ai văzut? Te-a dat bătaie de cap ție față. Dar nu, nu mergea, frate. Nu știu, a mea s-a desfăcut, ai văzut, în 5 secunde am terminat, da, da. Am terminat treaba cu unele, acolo. Unele merg ușor și unele sunt înțepenite acolo. Da, nu unele care sunt imposibil de făcut. Bă, ce poți zic, ai început și ai terminat în forță cele în adevărat, bă, deci adevărat, din doar primul și ultimul ești nebun. Pune și alea de cât de loc ești nebun. Acum și cum, la, bă, când e la zero se cheamă piele la noi, așa că da, corect. Tot e bine pentru început, așa o să te mai cheamă. Oricum, e marfă. A fost super interesant, sper că ți-a plăcut. A fost tare să nu mă mai chem, că nu-mi place. Mai am unul pregătit pentru tine, mai mișto decât atât. Asta a fost videoclipul, băieți, dacă v-a plăcut apăsați pe butonul de like, puneți videoclipul la story pentru că mă ajută foarte mult, așa vă anunțați prietenii că am postat. Aveți și canalul Lito în descriere, dați-i la bani acolo și... M-a luat spatele, am îmbătrânit, ești nebun la cap. Ce să mai, dacă stai mai îmbătrânit, ce să mai zic? Veți grijă de voi, frate, faceți sport să n-ajungeți bătrâni mai devreme decât trebuie, ca noi. Vă pupăm, ceau! Pa, pa!